Salutare oameni și bine ați venit la un nou episod din BMG Drive și suntem pe o hartă nouă. Am vrut să vă arăt o secțiune de hartă care s-a părut mișto făcută pentru drift. Știți că place să fac drifturi prin Forza, așa că de ce să-l facem și în BMG Drive? Harta se numește... O secundă să o văd că-s multe. Ceva cu B. Dacă scrie aici B. Aha. Barnabas se numește. Și are secțiune de drift de raliu, de arenă. Asta de arenă vreau să visez. Și default, care nu sunt sigur ce vrea să fie. Și am luat această mașinuță și am tunat-o. Am făcut-o special pentru drift, pentru că în mod normal nu puteai să faci drift cu ea. Și o secundă să verific ceva. Da, sunetul e ok. Bun. În mod normal, asta vine cu all-wheel drive, cu electronic stability, cu chestii. Nu poți să faci drift cu ea și nu are mod de drift. Și am găsit un mod să întoarcem roțile suficient de mult cât trebuie. Mod normal, mai mult de atâta nu se întorc roțile. Asta se duc așa acum. Și am sudat diferențialul. Și asta înseamnă că putem să facem chestia asta. Am șters un pic cât s-a pierd farul. Bun, hai să vă arăt harta acum. Este motor de 3 litri. Am văzut un 700 de cai pentru o secundă. M-am dus. Încă nu m-am învățat cu mașina și o să fie mai multe failuri, să zic așa, până mă învăț. Yeah. Aha. Opa. Problema cu harta asta, din ce observ momentul de față pe drift, am încercat și cu o mașină mai joasă de atât. Hopurile astea nu sunt prea bune pentru drift. Adică trebuie să ai niște suspensii permisibile, să țopăi un pic pe ele. Cea mai mult îmi place ceea ce nu pot să fac în Forza și pot în jocul ăsta e slow motion-ul. Faptul că pot să dau slow motion când vreau. Se pare absolut genial. Și poți să vezi din orice unghi, în timp real. Ups. Și damage-ul este un factor destul de important. Am rupt mașina. Am blocat în boschete, da. Mai încercăm o dată. Aceeași greșeală. Același boschete, înțeles. Nu știu cum era tu hărții, n-am apucat să extrez, m-am învârtit decât pe aici. Am făcut niște drifturi. Să m-am văzut cu mașina. Și de topăiturile astea, știi, adică sunt problematice, nu sunt mai ideale pentru sectorul de drift, dar e mai, tot e mai bun decât nimic, să zic așa. Măcar cineva a încercat să facă ceva. Și poți să faci drift. Dar contează foarte mult vehicul, am încercat mai multe vehicule. M-am hotărât chestia asta că e mai lungă și e un pic mai ușor de făcut drift, dar sunt și alte mașini, am încercat și cu Toyota Supra. E puțin ciudat, să zic așa, cum au făcut-o. Opa. Ce vreau eu să arăt de fapt în video ăsta, lăsând o parte harta, o să încerc, nu o să vă placă, cred. Dar acum, deci practic, suntem pe setări manuale făcute de mine, pe o mașină, cu diferențial sudat, fără asisturi, și știți că au băgat la mașini chestia aia cu... Să primim și noi? Așa. Au băgat chestia aia cu... Track și control cu asistența de off-road, de drift, de sport, de confort, da? Și sunt unele mașini care le au și unele care nu le au. Să vedem harta un pic. Așa, și vreau să arăt diferența între cum am făcut-o, practic făcută brut, deci fără asisturi, versus una cu asisturi. Și eu deja am încercat. Am o idee. Dar vreau să spuneți voi ce părere aveți, cum vi se pare drift modificat așa versus non-drift. Nu știu, nici n-am ales o mașină. Am decât una în cap care știu care e drift. Este tot o mașină modată neoficială. Cred că există și mașini oficiale.
Opa, wow, s-a redresat din unghiul ăla, că am greșit-o aici. Problema e că am prea multă viteză pentru ce vreau să fac. Hop. Și ce mă încurcă un pic este camera de drift. Acum, de exemplu, e ok că fac asta. Dacă încep să iau curbe foarte mari, camera nu urmează mașina, să zic așa, atât de mult. Că jocul nu e gândit să aibă cameră de drift. Uite, aici, de exemplu, e ok că mi-a rămas așa. Da, pe harta aia unde era zona, pe zona aia de drift. Ați văzut că de multe ori trebuia să ajustezi eu camera în timp real ca să vedeți ce trebuie, să zic așa. Ui, flash. Deci cred că are undeva la 700 de cai drăcea asta care am făcut-o. A trebuit să umblu destul de mult la turbo, pentru că multe turbo din jocul ăsta sunt gândite să ai o turație de peste 2000-3000 și știți că la turbo, la drift, ai nevoie că în momentul în care talpă să intre instant, trebuie să fie cât mai fără lag, să zic așa. Cu cât ai mai mult lag, cu atât te încurcă mai tare. Zburăm pe aici. Hai să rupem frâna, că am prea multă viteză. Și m-am dus. Am păstrat ABS-ul la mașina asta, că nu e rău. Da, pot spune că fac driftul destul de ok pe BMG cu mașinuța asta față de multe alte mașini care nu poți să faci chestia asta. A, oh, m-a redusat. Ok, cred că am văzut toată harta de jur pe jur. În dreapta aici este arena. Hai să mergem la arena. Și zona asta de nisip de raliu. Mamă, am o mașină ideală pentru raliu. N-am luat-o bine. Se vede, nu? Cum ar fi să ai multiplayer la BMG? Probabil că dacă ar fi fără moduri, știi? Ceea ce ar fi foarte meh. Mașinile stop nu sunt wow în jocul ăsta. Sunt foarte puține mașini care... Așa. Dar sunt sigur că ar avea un succes. Nu știu, cred că am văzut la... Da, am văzut la cineva, parcă... Știu că aș fi vorbit într-un video, parcă... Un mod de multiplayer cu 2 player. Și practic era tu și prietenul tău, să zicem. Ceea ce nu e rău. Adică tot e un început. Problema era că coliziunea nu exista și... Era foarte... cu lag, să zic așa, adică nu era tocmai plăcut. Mașina din fața ta nu se mișca în timp real, să zic așa, cu colegul tău. Adică dacă vreau să faceți drifturi tandem, nu puteți. Era ceva... Da. Așa. Uite, aici n-am înțeles de ce nu mi-a fugit de spate, cu toate că am dat talpă. Asta vreau să fac aici. Perfect. Băi, interesantă zona asta. Mai puțin zona de apă. Acum și dacă o faci versiune de electrică, poți să mergi prin apă fără probleme. Nu se oprește motorul. Lol. Nu vreau să le blocheze la naiba. Bun. Hai să ne întoarcem la zona de drift să vă arăt și celălalt vehicul să-mi spuneți ce părere aveți. Că... ce-i drept, cea mai importantă chestie asta este că... au băgat și mod oficial de drift. Deci... de ce nu? Că poate nu toată lumea știe să facă drift în jocul ăsta, poate nu toată lumea știe să modeze mașinile cum fac, să intru, să modific manual. Sunt chestiile astea. Nu știe să modifice manual fiecare chestie în parte și nu știe să o facă de drift. Și atunci aici intervine acest
asistent electronic. E ca și cum ai avea un AI care îți calcă el pe frâne, încearcă să te țină în drift, să zic așa. Dar totodată mi se pare că tot trebuie să știi ceea ce vrei să faci cu direcția, altfel nu te ajută. După aia contează că mașina să aibă suficientă putere. Asta nu prea e problemă BMW Drive, sunt suficiente mașini, chiar și mașini vechi, muscle car, care îți permit, dar mașinile muscle car vechi n-au, nu poți să montezi rad electronic, deci trebuie să iei pe o mașină modernă, mai e și această condiție. Bun, trebuie să mă uit pe hartă să văd unde este chestia aia de drift, că harta nu e mare, pe cum vedeți. Deja am parcurs-o, deci nu este în dreapta. Așa că hai să plecăm din zona asta. Ui! De mult am frânat din timp să evit chestia asta și n-am reușit să evit. Bă, câteodată frânele în jocul ăsta, dacă n-ai slick-uri de racing, nu se oprește cum vrei. Nu vrea să se oprească, e pur și simplu. Dar în schimb, când vine vorba de accelerație, să te ajute jocul să accelerezi cât mai rapid. Mam, e șef. Și ABS-ul la jocul ăsta are o hibă ciudată. Nu știu dacă ați observat. Dacă vin din viteză mare și blochez, încerc să blochez rețile, vedeți? A fost așa oarecum moale. Și am observat la viteze mari, de exemplu, când nu toate rețile ating solo, înfrânează foarte ușor ca putere de frânare. Și dacă dau drumul la frână și frânez mai tare, sunt șanse foarte bune să aplic mai multă forță de frânare. Și chestia asta e o inconsistență foarte mare la jocul ăsta, la sistemul de ABS. Și nu știu cum poate fi reglată, dar câteodată chiar e deranjant. Ba, nu mai știu să ajung acolo. Așa că cel mai rapid cred că ar fi să reîncar harta. Schimb aici bar. Drift. Deci am vizitat și arena, Rally 1 l-am vizitat când am vehicul și am fost pe default practic acum. N-ar trebui să dureze mult să încarce harta pentru că practic deja e încărcată. Da. Bun, și asta e mașina. În momentul de față, din păcate, n-avem... Asta e versiunea de grip, să zic așa, și are suspensii pe aer. Asta înseamnă că poți să o las mai jos sau poți să o înalți. Să fac de off-road, cică, știi? Și e ca un BMW X5 ăsta, să zicem, și dacă vrei să o faci jos, poți. Dar... o secundă, să vă mut un pic interfața ca să vedeți și voi în stânga sus. Să mutăm engine debug-ul aici. Dăm OK. Bun, și acum uitați-vă în stânga sus, da? Deci apăsăm aici, avem Sport, TT Sport, Drift, care are culoarea asta ciudată, magenta, așa, și off. Momentul de față, pe TT Sport, cum ar trebui să o conduc, să o las cât mai jos. Atât de multă aderență au acele cauciucuri, încât n-ai nicio șansă. Faza e că de fiecare când are strama și nu trebuie să-i cobor suspensiile. Dar aceasta am făcut-o de viteză, uitați-vă și eu, pot să merg cu ea pe doruți un pic. Ați înțeles, da? Bun, hai să o facem de drift acum. Așa. Deci, în primul rând, cauciucurile sunt problema. Rear wheels, nu, slick-uri, R45, sport banal. Bun, arată neutru. Acum front suspension, rear, așa. Pardon, front trebuie să-l schimb. Așa, aici, sport. Așa, și acum vedeți că n-avem... unghiul de întoarcere. Acesta e unghiul de întoarcere default, care nu e tocmai suficient. Și acum ne ducem mai și stai.
La asta nu poți. Sunt la Frost Suspension. Da, uite. Deci mai e și problema asta. Sunt unele care nu-ți dau voie să modifici... am un mod de cât JD se numește, care îmi dă Drift Suspension, Drift Steering Angle, să poți să întorci mai mult durata decât normal. Să vă arăt pe altă mașină, că pe asta văd că nu-mi dă voie. Faza e că... nu e unul greu, dar nu este nici wow. Adaptive Power Steering, dacă dau empty... A, nu. O să o pun pe adaptiv. Diferențial. A, este all-wheel drive, mai e și această mică problemă. Front diferențial off. Așa, și pe rear trebuie să punem... De fapt, nu. A, uite, aici e paranteza. Vedeți? Este electronic lock. Dacă scot electronic lock-ul și îl pun welded ultimul, cum ar trebui, va ignora chestia asta de electronic. Adică, practic, eu vreau să vă arăt diferența între el electronic controlat versus făcut manual, cum ar trebui. Bun. Acum, ce mai pot eu să fac pe aici? Trebuie să umblu la motor, parcă, la cutia de viteză, să fac tracțiune spate. Așa. Bun. Și acum suntem în drift. Shift G. Să lăsăm jos. Vedeți, da? E cu totul altceva. Și unghiul de întoarcere nu e real. Dar nu este nici wow. Faza e că face o treabă destul de bună. Dar contează foarte mult mașina ce am văzut. De curiozitate, hai să o înălțăm. Să văd dacă mai topă la fel de rău. Uite, aici trebuia să fugă de spate când ne-am dat alpă și n-a vrut. Și când fuge de spate, n-am suficient unghi de întoarcere pe față. Cum v-am zis, nu sunt foarte multe mașini. Asta e una din mașini care am descoperit care drift. Doar dimineața încă o mașină care știu că pot să-i pun... Uite, ați văzut, da? Care știu că pot să-i schimb, dar n-are electronică, mi se pare. Mașinile noi, în general, au astea de drift. De exemplu, asta mi se pare că nu are o versiune de drift. Dar are putere să facă și poți să faci de drift pe asta, dar e cupe și e dificil de așa. Cupeurile de obicei sunt puțin dificil de făcut de drift pentru că sunt compacte, se învârte de spate și părții de față nu prea țin tracțiune. Am descoperit pe aici parcă... Stai. A? Drift. Neagră. Uite, de exemplu... Asta este fără, este versiunea aia brută, cum am arătat prima mașină. Dar să schimbăm două chestii, radiatorul nu este suficient de bun. Punem un HDR de ăsta. Și aici aveți Quick Launch Modifier, asta face parte din joc, este oficial. După aia aveți ăsta Quick Drift, deci ăsta e așa. Și ăsta îți permite un pic mai mult, suficient cât să te ajute. Și ăsta are un turbo. Și asta, de exemplu, e lentă, așa cum e, dar e foarte ușor de control, vedeți? Bine, aici am greșit eu, dar... Mi se pare haios cât de mici sunt roțile. Și... Vedeți? Aici, la cum am condus-o pe asta, pot să zic că e aproape la fel de ușor de condus ca în Forza, modelul ăsta. Deci mașina asta se comportă, nu cum ar trebui, cum se comportă și mașinile din Forza, să zic așa, e atât de ușor de condus. Bam. Și acum vedeți unghiul ăsta mare de întoarcere, da? Adică este atât de mare unghiul încât cât pot să fac chestia asta. Vine așa ușor.
Uite, la asta mă refeream la cameră, vedeți? Eu vreau să vă stâlpul și nu mă ajută camera, nu rămâne așa în spatele meu, trebuie să o țin eu din controller. Vedeți? Este atât de ușor de controlat. Am îmbrățișat un pic stâlpul. Ui! Bun. Da. Hai să vă mai arăt încă mașința. Unghiul contează foarte mult la drift. Dacă n-ai unghiul ăsta este puțin dificil. Nu e imposibil, dar na, e ideal. Așa. Uite o mașină care seamănă cu... asta nu are versiune de drift, nu? Nu. GTR, track. Ok. Asta arată interesant. Seamănă cu mașina din Cyberpunk un pic, numai că nu este, dar ar putea fi, să zic așa. Asta... putere la motor avem suficientă să facem drift din ce văd. Problema la fel este unghiul de întoarce. Vezi ce puțin întoarce este gândită pentru viteză, circuit. Și cauciucurile prin puțin cam multă tracțiune. Dar, hai să vedem. Deci, șasis, front. Și avem... n-avem? N-avem. Deci trebuie să-i punem tractor independent front suspension. Și apare. Steering. Ia uite-l. Bun, și acum în loc de atâta, deci se întoarce mai mult. Am observat că avem problema asta aici. Gata, disport. Așa. Vedeți acum, problema e că nu întoarce atât de mult, mi se pare că lovește un pic în interior. Și se ridică botul, vedeți? Da, o să coboră suspensia, nu contează. Așa, hai să schimbăm și suspensia de spate. Și să scoatem astea la fel. Așa. Ăsta putem să punem așa și să umblăm la suspensia de față, front, îi dăm minus. Să coborăm. Deci acum când întoarcem, vedeți, practic se lovește de mai mult atât, vedeți? Mi se pare că jocul încearcă, dar n-are unde și lovește în interior. Ideea e că nu contează. Ce mă ajută pe mine să fac driftul. Problema e că e o șansă să-i rup direcția. Se ridică haios un pic. Da, uite, vedeți, deja e altceva. Ce mă sună și motorul. Nici nu are turbo asta. Vedeți? Și cam asta poți face și cu o mașină coupe. Și asta mi se pare că poți să-i pun și electronică de circuit, de fapt. Nu cred că pot să-i pun de drift, dacă nu mă înșel. Dar se controlează bine, așa cum am făcut-o. Adică eu sunt mulțumit, uite, reușesc să o întorc din multe poziții dificile. Ops. Bun, hai să vedem dacă pot să-i pun electronica, dar nu cred că îmi dă voie. Body, cred. Hai să încerc cu search, elec assist. Nu. Cred că nu-mi dă voie, nu sunt convins. O secundă. Sunt trei mașini care-ți permit, o mașini care nu-ți permit. Asta nu. Intake-ul. Aha, avem race intake. Nu, nu-ți dă voie. Dar, na. Oricum, n-ai nevoie. Părerea mea, da. Pentru că recomandarea mea ar fi să faceți așa cu diferențial sudat. Un dintar cei cât mai mare la rățire de față cu un mod, eventual. Cele stoc nu este suficient de obicei. Și o mașină mai lungă decât asta. Nu... și nu cupe, de obicei.
Sau dacă e coupe, uite cum e Supra. Supra are butul lung și o faci oarecum o mașină mare, lungă. Și chestia asta oarecum te ajută când faci chestia asta. Din motiv de amplasament de roți, să zic așa. Contează destul de mult. Dar aia, prima mașină care m-a arătat în video, TK800, e mașină lungă și e foarte ușor de redresat și de controlat. Dar cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și până data următoare, la revedere. Pa, pa!